pentru a 13-a serie de tratament balnear, ce are ca dată de intrare în stațiune perioada 12-14 septembrie 2017, au fost alocate un număr de 50 de bilete de tratament, fiind repartizate prin alocare automată pe baza ordinii de așezare a cererilor. Cele 50 de bilete asigură tratament balnear în stațiunile unei case naționale de pensii publice, deține proprietate structuri de cazare, în speță Covasna, Olănești, Nicolina, Pucioasa, Sărata Monteoru, 1 Mai, Amara și Buziaș. Lista cererilor aprobate poate fi vizualizată atât la cele două sedi ale Casei Județene de Pensii, cât și pe site-ul Casei Județene de Pensii, pensiineam.ro, la pagina Bilete de Tratament. Precizăm că de la începutul anului și până această dată sunt înregistrate un număr de 7410 cereri de acordare a unui bilet de tratament, fiind valorificate pentru primele 12 serii un număr de 2746 de bilete de tratament balnear. Conform dispoziției articolului 122 al legii 263/2010, acordarea prestațiilor privind tratament balnear se face prin atribuire de bilete de tratament solicitanților îndepărtiți, în limita numărului de locuri asigurate în unități de tratament din proprietatea Casei Naționale de Pensii Publice, precum și a numărului de locuri contractate cu alte unități de profil și a sumelor alocate pentru această prestație prin legea bugetului de asigurări sociale de stat. Pot beneficia de tratament balnear persoanele care au calitate de pensionar al sistemului public de pensii, asigurat al sistemului public de pensii sau beneficiar al prevederilor unor legi speciale. Pentru a putea fi înscris în vederea obținerii unui de tratament, potențialul beneficiar trebuie să depună o cerere tip, însoțită în mod obligatoriu de o copie după buletinul sau carte de identitate, urmând care documentele o să fie atașate la momentul eliberării biletului.